Și în acest an, elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal vor beneficia de transport gratuit, așa cum prevede legea. Astfel, primarul Mihai Chirica atrage atenția asupra diferenței dintre gratuitatea pe care o asigură municipiul Iași pentru toți elevii din oraș, indiferent dacă elevul stă lângă unitatea de învățământ, și subvenția pe care o transmite guvernul pentru asigurarea transportului. Transportului pentru elevi nu este o glumă. Va fi făcut în totalitate așa cum prevede legea, pentru fiecare elev înscris în sistemul educațional ieșean. Rugămintea mea către inspectoratul școlar, de altfel discutată de dimineață și cu doamnul inspector Antoci și cu ceilalți colegi ai domniei sale, trebuie să fie asigurat fiecare copil de perspectiva circulației dinspre domiciliu către școală, și mă refer în special la învățământul liceal, acolo unde nu există noțiunea de proximitate pentru fiecare elev din România, acolo din Iași. Acolo unde există proximitate, asigur, statul nu poate deconta gratuitatea pe care o asigură municipiul Iași,